Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine, v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi vorbesc din nou cu Joshua Pandele. De data asta suntem față în față, nu mai e cineva la parter. Just. Și uh, am ales uh, să vorbim despre câteva cărți uh, care au apărut uh, recent, cărți cu care ne-am întors uh, de la târgu de carte. Uh, sigur că um, sunt multe cărți despre care am putea vorbi. Însă noi am ales să vorbim în special de cărți care au apărut la edituri mici. Uh, și un motiv pentru care fac asta. facem asta. Am putut vedea la Bookfest că foarte multe edituri mici au dispărut. Mă gândesc la anii trecuți, când principalele edituri erau la parter și mai erau încă două etaje cu tot felul de edituri mai mititele. Ei bine, acum sunt mult mai puține aceste edituri mititele. Multe au dispărut, probabil, sau n-au putut să plătească pentru participarea la Bookfest și tocmai din acest motiv vreau să vorbim despre două edituri uh, mititele, dar care fac o treabă excepțională. Uh, din punctul de vedere al conținutului, uh, cărți excelente uh, și grafic uh, calitativ uh, e extraordinar. Uh, mă refer la Baroque Books uh, și uh, Spandugino. O să vorbim de asemenea și de o carte apărută la Editura 3, care evident e una dintre uh, editurile cele mai mari în România. Însă e o carte care se leagă cumva din punct de vedere tematic despre ce am ales noi uh, astăzi. Uh, cu ce să începem? Cu păi, baroc cu... sau cu spandugină? Cu baroc, boxez. A, cu baroc, asta e pentru că sunteți istoric da. <laughs> <laughs> și, într-adevăr, cărțile de la baroc sunt. Uh, toate cărți de istorie, dacă uh, da, absolut. E vorba de fapt de o serie. Da, colecția Baroc. bizantină, uh -huh. pentru că din câte înțeleg eu doamna Moroiu de la Baroc Books este pasionată de Bizanț. Uh, și cred că se ocupa de o colecție bizantină și pe vremuri la Nemira, pentru că și la Nemira a apărut câteva titluri foarte valoroase. Ah, Ransiman, Ran bun, Ransiman e uh, foarte cunoscut de un public larg, dar a apărut de pildă o carte extraordinară de Uh, istoria filozofiei bizantine, o carte excelentă și foarte importantă. Uh, de asemenea, uh, dacă nu mă înșel, cartea lui Sylvain Guggenheim despre uh, muntele Aristotel la Muntele saint Michel, da? e o carte foarte interesantă despre cum uh, Bizanțul a asigurat transmisia culturii uh, antice. Uh, însă, acum vorbim despre cărțile apărute la uh, Baroque uh, Books și cu ce să începem. Hai cu Herin, cu Judith Herin. Uh, da, vorbeam și înainte. Eu, eu am un Herin, dumneavoastră aveți un Herin. Un Herin, a... nu un Hering, <laughs> da? ca să ne asigurăm că lumea aude bine. Cu ce vrei să începem? Cu Ravena. Da. E prima care a apărut. Da, Ravena, capitala Imperiului. Uh, știm că Ravena a făcut parte din uh, Imperiul Bizantin, Până prin secolul VIII, dacă nu mă înșel? Da, acum, asta e și prima carte pe care eu am citit-o de Judith Herrin. Am citit-o în engleză imediat după ce a apărut, pentru că sunt fascinat de Ravenna. Noi am avut o, avut o... călătorie de studiu la Bolonia și Ravenna. Vreau foarte mult să ne întoarcem, să mai facem o călătorie de studiu acolo. Sunt două orașe extraordinare. Iar Ravenna în mod special este o minunăție, da? sunt mozaicuri superbe, Bun, lumea le știe nu de pe, din poze, da, trebuie mers acolo. Și cartea lui Judith Herring mi-a tras atenția, că mă interesa subiectul atunci, mă, mă interesează tot timpul, pentru că mă pasionează tot ce ține de Bizanț. Și e o carte foarte detaliată, care zic eu, e un îndreptar inconturnabil pentru cine vrea să viziteze Ravenna și să înțeleagă istoria Imperiului Bizantin în secolele 4 și 5. Ravenna devine capitală a părții occidentale a Imperiului în secolul 5, la începutul secolului 5. De ce? Pentru că Milano era prea expus. Da? Sigur, capitala simbolică continua să fie Roma. Uh, da, și uh, Constantin cel Mare n-a abolit rolul simbolic al Romei. Este, uh, odată cu Heraclius, nu? Uh, dacă nu mă uh, Nu, nu uh, vă referiți la Arcadiu și Honoriu, Arcadius uh, și Honorius, da, într-adevăr, uh, sunt băieții lui Teodosie. Uh -huh. uh, și după moartea lui Teodosie, în 395, dacă nu mă înșală memoria. Da. Uh, cele două părți ale Imperiului se uh, separă și Milano era greu de apărat. Deci, sunt motive militare, motive strategice care explică deplasarea uh, capitalei, mă rog, a reședinței imperiale uh, la Ravenna, la acest fiu și apoi la uh, moștenitorii lui uh, Teodosie. Uh, Însă, orașul Ravena e mai târziu capitala uh, regatului uh, uh, ostrogoților, da? cu Teodoric. Da? Și Teodoric marchează orașul cu amprenta lui. Practic avem în această carte pasionantă a lui Judith Herring povestea acestei succesiuni. Da? Secvența bizantină, propriu, mă rog, bizantină, romană. Da, Cu familia lui Teodosie, cu cei doi frați, Arcadius și Honorius, apoi prințesele fascinante din această familie imperială, dar apoi avem perioada goților, care sunt complet romanizați. Da, și este în foarte mare măsură și o carte despre. Teodoric despre uh -huh. politica lui Teodoric, da, despre moștenitorii lui Teodoric. Da, ținea foarte mult Teodoric la moștenirea romană. Da, Teodoric era, în fond, romanizat. Și Sigur, cred că și băieții nu a fost uh, la da, curtea lui Teodoric. Exact, și-a pă... și pățit-o. Da. Însă, în legătură cu Teodoric, mai trebuie spus un lucru, și anume că era Arian. Din punct de vedere mm. religios, era arian, goții în majoritatea lor covârșitoare aderaseră la forma ariană a creștinismului, condamnată la conciliul de la Nicea din 325. Și cu toate astea, în Ravena... Teodoric practica o foarte mare toleranță religioasă, mai cu seamnă pentru uh, epoca lui. Adică există un baptisteriu arian și un baptisteriu, să zicem, ortodox. Uh, da, deci asta e o, o trăsătură foarte interesantă a uh, domniei lui Teodoric. cred că e un caz foarte interesant de sinteză între modelul, să spunem, germanic barbar și modelul roman. Da, pentru că pe de de-o parte, sigur, Teodoric păstra anumite obiceiuri, instituții germanice, evident, dar în același timp era integrat în oicumene uh, romană, da? oicumena imperială, uh, să-i spunem. Da? Deci, într-adevăr, un, un regat absolut uh, fascinant. Uh, fără să fiu specialist în, pe, în Teodoric, uh, îmi dau seama cât este de... Uh, genial personajul, că este un lider absolut uh, formidabil. Mm -hmm. Continuăm cu? Uh, cu ce să continuăm? Hai cu totul cu Judith Herring. Asta yeah. e a doua carte pe care am citit-o de ea, însă am citit-o în, uh, tot așa în engleză. Mă bucur că a apărut traducerea uh, în română. Uh, titlul e puțin uh, schimbat față mm -hmm. de... Uh, titlul original, de a și păcălit la început uh, cartea asta. Se cheamă Miracolul Bizanțului, în traducere uh, românească. La urma urmei, un titlu foarte inspirat, pentru că, într-adevăr, vorba de un fenomen cu totul. Uh, unic, da? miraculos, da? E un miracol cultural, uh, însă titlul în engleză este Byzantium, the surprising life of a medieval empire, adică e ceva mai uh, prudentă formularea uh, în uh, engleză și asta este o, o carte despre, uh, nu știu cum să spun, despre particularitățile uh, Imperiului Byzantium. Uite, tocmai Byzantiu. aici aveam o întrebare, de ce ar fi cineva interesat să studieze istoria Bizanțului? Are deseori o imagine răufamată, așa, Bizanț. Da, dar asta nu mai e deloc de actualitate. Adică, imaginea asta răufamată e la oameni care sunt cu totul în altă epocă, din punct de vedere al informației istorice. Adică, acea proastă faimă. La care vă referiți, o găsim de pildă la Edward Gibbon, dar hmm. uh, ar, totuși Gibbon trebuie citit. Gibbon uh, a scris o carte formidabilă și chiar dacă într-adevăr are anumite prejudecăți. Pe care nu a reușit să le depășească, e extraordinar, e o, e o frescă fabuloasă și recomand lectura lui Gibbon. Faptul că e depășit în multe privințe nu înseamnă că nu merită citit. E o operă literară fabuloasă. Însă, de ce s-ar interesa cineva de Bizant? Păi sunt foarte multe motive. E o cultură extraordinar de bogată. Da, de care acoperă domenii foarte variate, teologie, arhitectură, ar, pictură, mozaic, apoi în dom domeniul științific. Da, nu este o, o lume pauperă, da? De asemenea, transmisia moștenirii antice este în cea mai mare măsură asigurată de Bizanț. Uh -huh. Sigur că există și o transmisie pe filieră arabă, da. dar e minoră în comparație cu calea regală pe care o reprezintă Bizanțul. E normal lucru. De altfel, acesta. cred că poate Bizanțul e rolul, a jucat rolul cel mai important în renașterea. Occidentală. Da, și există de asemenea renașteri succesive artistice la Bizanț. Când Imperiul cade în vremea împăraților. Paleologii, mă rog, când intră în decadență politică, cunoaște de asemenea o înflorire culturală fabuloasă. Da? Se și vorbește despre renașterea paleologilor, dar în cartea asta e vorba și de, de pildă despre anumite invenții bizantine, despre focul grecesc, această armă secretă. I-a salvat de altfel de multe Exact, i-a salvat de multe ori de dispariție. E un capitol, de pildă, despre Muntele Atos, despre mm -hmm. cum s-a constituit această republică monastică, un fel de ONU a Imperiului Bizantin, a Oicumenei Ortodoxe. De asemenea, foarte important despre economia bizantină, pentru că pierdem din vedere faptul că Imperiul Bizantin până relativ târziu a fost extrem de stabil. Din punct de vedere economic. Forța economiei bizantine explică reziliența Imperiului. Sigur că, de la un moment dat încolo, intervine o spirală a decadenței, dar târziu, adică vorbim de multe secole, de dex, remarcabilă stabilitate financiară. De asemenea, Herrin. Vorbește despre organizația uh, militară a Imperiului, foarte eficientă, tot așa până târziu, uh, da, extrem aveam de solidă. Țăranii strațioți strațio care erau foarte importanți. Exact, da, asta ține foarte... de stabilitatea uhum. sistemului. de -aia e bine să stai de vorbă cu un istoric, cum sunteți dumneavoastră. Tocmai uh, <laughs> mi-am dat examenul la Istoria Bizanțului și <laughs> am uh, informația da. proaspătă. Uh, deci este o carte de popularizare dar de foarte bună calitate. Da? Uh, și este antrenantă cartea lui Judith Herring. Uh, da, vorbește despre uh, aspecte singulare ale uh, Imperiului și ale civilizației uh, bizantine. Da? Despre, cum spuneam, uh, Educație, despre arme secrete, despre economie, despre stabilitatea financiară, despre organizația militară, despre construcția Sfintei Sofia din Constantinopol, despre administrație. E o carte care acoperă aproape toate aspectele vieții bizantine. E o carte de popularizare, dar pentru un public inteligent și cultivat. Da, de altfel, astfel de cărți mi se par foarte bune pentru cineva care nu e atât de pregătit într-un domeniu și vrea să afle mai multe. Păi de Depinde în comparație cu cartea lui Petre Guran. Da? Uh -huh. Pentru că la s am lansat împreună cu alți prieteni cartea lui Petre Guran care este o capodoperă, este o carte genială de istorie bizantină, dar evident că e o lectură mai dificilă decât uh -huh. așa ceva. Adică necesită totuși un anumit nivel de pregătire. Eu cred că, de fapt, este accesibilă și cartea lui Petre Gurand, dar e adevărat că sunt anumite capitole în care, pur și simplu, vrea să demonstreze ceva și atunci trebuie să urmărești demonstrația care este strălucită. Aici Judith Harry nu vrea să demonstreze o teză originală, vrea să explice, vrea să arate singularitățile Imperiului Bizantin, da? părțile sale fascinante. Ce poate să rețină atenția unui cititor de astăzi. Continuăm cu. Tot cu Judith Herring, că A. asta e la mine. Okay. Este Arunc ultima una. lor apariție. Uh, e o carte despre împărătese. Asta uh -huh. e foarte bună pentru. Vremurile uh, de azi. Zicură. Da, sigur că da. Și arată că Imperiul Bizantin era foarte progresist, uh -huh. uh, da? Că asigura foarte bine reprezentarea femeilor la vârful uh, Imperiului, da? Și cea mai cunoscută împărăteasă, e? de fapt ar trebui să spun cel mai cunoscut împărat de sex feminin este Irina. Uh -huh. Da, faimoasa Irina, care și-a uh, orbit propriul fiu, uh, da din motive evident uh, foarte bune, uh, mm -hmm. uh, și ea este una dintre luptătoarele pentru cauza icoanelor. Da, mm -hmm. Ea uh, convoacă cel de-al doilea conciliu de la Nicea, uh, care se pronunță asupra uh, icoanelor. Uh, mai sunt, de asemenea, alte două biografii uh, de împărătese în cartea lui Judith Herring, Eufrosina și Teodora, mai, mai târziu, în secolul 9, ambele, și eufrosina și Teodora, dar secolul 9, și ele joacă un rol important din punct de vedere religios. Mă gândesc la cartea asta ca la un pandant la. Cărți scrise de Charles Dille, pe vremuri, da? în perioada interbelică, figuri bizantine și despre împărătese mm -hmm. bizantine, uh, era o, erau cărți de popularizare pe, pe gustul epocii, uh, adică, mă rog, mai puțin riguroase, deși Charles Dille, evident, era o mare somitate a studiilor bizantine. Mi se pare că uh, volumul lui Judith Herring combină în mod mai fericit, seriozitatea științifică, da, și acribia științifică și cu popularizarea. Da, acestea sunt ambele cărți de popularizare și Miracolul Bizanțului și împărăteasa în purpură, împărătese în purpură, pardon, însă sunt cărți de popularizare de un extraordinar nivel, da? de de scritură, de, 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 de seriozitate științifică. Eu cred că pentru cineva interesat de Bizanț, dar care nu știe încă foarte multe, astea două sunt niște introduceri excelente. Și mai e o carte acolo de desubt pe care o aveți dumneavoastră. Asta e Jonathan Harris cu cartea Bizanț. Altă somitate și el, da. Da. Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim peste câteva clipe. Radio Guerrilla Valley Corporation revine la București luni, 27 iunie 2022, la Arenele Romane. Duoul american de muzică electronică, alături de Full Live Band, revine la București pentru un live electrizant organizat de eMagic și The Fresh. Bilete pe tickets.emagic.ro și în rețeaua Ia Bilet. Cântat de Radio Guerilla. Promoții de vară la CCC, hitul sezonului. Doar acum pantof modern și confortabil din colecția estivală cu până la 40% mai ieftin. Nu ezita, profită de reduceri de până la 40% în magazinele CCC, aplicație și pe ccc.eu. Gărâna Jazz Festival 2022 La Gărâna Jazz Festival între 7 și 10 iulie 2022 La Biserica Catolică din Văliu pe Experimental Stage Empowered by Unicredit Bank Vor cânta Emil Gerasim, Fluidian, Eva Maria Gârlea, Adi Stoienescu Trio, Ionuț Dorobanțu și Alina Giurciu, Cătălin Milea, Sonotera, Nicolas Simion Trio, Crazy World Parteneri, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, Centrul de Proiect

Ți-a povestit vreodată o persoană de succes despre cel mai dificil moment din carieră, dar despre cum a trecut peste el. FAP Nights Bucharest revine cu povești incredibile despre eșec. Patru vorbitori cu experiență în industria Horeca îți vor povesti cum au depășit momente de cumpănă din carieră la cea de-a 14-a ediție FAP Nights Bucharest pe 23 iunie la Cooperativa Bar. Mișcare globală desfășurată în 321 de orașe din întreaga lume. Bilete în rețeaua Eventbook și Ia Bilet. Eveniment Organizat de Define PR Plăcut de Radio Guerilla Rică Venturiano, Zița și cetățeanul turmentat, față în față cu alte personaje din schițele lui Ion Luca Caragiale, într-un spectacol de teatru plin de amuzament. Ești așteptat pe 23 iunie ora 7 seara la Arcub, să râzi copios de încurcăturile ce intervin pe parcursul călătoriei la Stația 13, în regia lui Alexandru Rusu. Detalii și bilete pe arcub.ro Proiect organizat de Primăria Capitalei prin Arcub, plăcut de Radio Gherila. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Radio Gherila. Vibrația dintre Ciocan și Nicovală. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope și vorbeam cu Joshua Pandele despre colecția bizantină de la editura Baroque Books, am evocat cele trei cărți pe care le avem noi, da? despre de Judith Herrin, Miracolul Bizantin, Împărătese în purpură și Ravenna. Ravena. Ne-au mai rămas două foarte frumoase, și ele, de Jonathan Harris, și n cum să le definesc, pentru că sunt niște cărți, a zice, destul de personale, mi s-a părut. Mai cu seamă, Bizanța, o lume pierdută, este. Între eseu și monografie, aș zice, uh, da? pentru că e o, o viziune personală asupra istoriei bizantine, dar o, o, un fel de odisee tematică, dacă atinge anumite teme, anumite probleme uh, care îl preocupă în mod special pe uh, Harris. Uh, însă e o carte surprinzătoare. Mie așa mi s-a părut. E altceva decât ce am evocat mai devreme. Da? Cum sunt cărțile lui Judith Herrin, monografii, da? monografia despre Ravenna, apoi o carte de popularizare despre particularității civilizației bizantine. Aici avem mai degrabă un fel de căutare personală a unui mare bizantinolog. Altfel, cred că istoria bizantină naște așa niște sentimente poate de mel melancolice gândindu-ne că e un imperiu care a dispărut, o civilizație care a dispărut și poate care poate a continua să existe prin ceea ce Iorga numea Bizans după Bizans. Da, tocmai formula to, tocmai formula asta Bizans după Bizans poate fi cumva problematizată în cu ajutorul cărții lui Petre Guran, pe care o evocam mai devreme, uh, pentru că el tocmai uh, încearcă să arate ce anume s-a schimbat fundamental și în ce sens există un Bizanț după Bizanț și în ce sens nu există în mod categoric un Bizanț uh, după Bizanț. Uh, dar el spune că însăși noțiunea de imperiu s-a modificat în uh, secolele... Aici pe 15. Uh, mai rămâne cartea uh, lui Harris uh, despre orașul Constantinopol. Uh, aici trebuie să vă spun că mai sunt și alte cărți uh, pe aceeași temă. Uh, e o carte care mi-a plăcut mai mult uh, decât cartea lui Harris, și anume cartea lui Gilbert Dagon uh, da? despre uh, Constantinopolul Imaginar. Da? E, o, e o carte. Uh, extraordinară pe care evident că Harris o, o menționează, o citează. Uh... Și, bine, întrebarea ar fi ce era așa interesant la Constantinopol. Știu că există foarte multe mărturii, uh, oameni din străinătate care veneau și spuneau că e un oraș magnific, uh, divin, uh, chiar parcă ambasadorii trimiși de țarul Vladimir sau de ruși. Da, uh, asta e o legendă da. legată de uh, convertirea lui uh, Vladimir, care oricum era un o căpetenie vikingă, da. Da? departe de uh, țarul Rusiei de mai târziu. Uh, da, uh, fără îndoială, un oraș de o foarte mare frumusețe, așa cum putem vedea uh, după monumentele care au supraviețuit însă atât Harris cât și Gilbert D'Agron în cartea pe care o evocam mai devreme spun povestea fondării Bizanțului legendele mm. legate de fondarea Bizanțului cu sau... care îi mâna, mâna lui Constantin și trasa exact area unde o să fie orașul de pildă da? sau dorința lui Constantin de a înrădăcina noul său oraș într-o tradiție mai veche. Da? Faptul că aduce la Constantinopol uh, trepiedul de la Delphi, de pildă, uh, face un uh, uh, hipodrom în tocmai mm -hmm. ca la Roma. Mm -hmm. Senatorii, convinge pe senator să-și... și un senat chiar. Exact, da, deci există o anumită simbolică a Constantinopolului pe care Const Constantin cel Mare o mobilizează foarte bine și nu numai el, evident. Da, deci este o carte foarte bună despre Constantinopol, dar e puțin altfel decât Ravenna, pentru că Ravenna este THE book. Da, e cartea prin excelență despre Ravenna. Despre Constantinopol, prin forța lucrurilor, există mult mai multă literatură. Da? E firesc lucrul ăsta. Da? Eu am rămas în minte cu cartea lui Gilbert Dagron, da? care e o carte deja veche, dar cred că nu e deloc depășită. Asta nu uh, scade în, în niciun fel meritul uh, cărții lui Jonathan Harris. Uh, De-al minte, uh, cred că. Noi acum vorbim despre cărțile astea, dar aș vrea mai încolo, poate la toamnă, pe anumite subiecte precise să și reluăm discuția, evident, cu Petre Goran, că el e cel mai bun bizantinolog din cartier, stă la 100 de metri de noi, deci îl avem la îndemână oricând. Uh, și sper uh, să uh, reluăm uh, discuția cu el. de minte, Am avut o emisiune pasionantă uh, tocmai la Metope uh, despre cartea lui uh, Petre Goran. Uh, ce facem? Mai vorbim de uh, Cred că putem să trecem la Spandugino? La Spandugino. Uh, da, acum prietenii noștri da. de la Spandugino uh, ne au uh, pus la dispoziție câteva dintre aparițiile lor, Eu aș începe cu uh, uh, cărțile, uh, să zic așa, ale lui Aurelian Crăiuțu. Uh -huh. Pentru că una e Elogiu Moderației, și scrisă mai... de Aurelian Crăiuțu și... Ah, mă gândeam că vă referiți poate la... Nu, și mai e o carte tradusă de ah. uh, uh, Aurelian Crăiuțu, Așa nume, Setea de Absolut, Convorbiri cu Cristian Șabanis, e o carte care a apăruse în anii 90 la editura Anastasia, a lui Sorin Dumitrescu. E o carte foarte plăcută da, de dialoguri cu un intelectual francez puțin cunoscut și marginalizat, pentru că era de dreapta, era catolic, reacționar, tradiționalist. Uh, Tot ce nu vrei să fii în Franța? Da, și pur și simplu era fost ignorat uh, cu desăvârșire, deși, uh, deși el era o figură importantă deja în anii 30, uh, are o operă considerabilă, este un eseist absolut strălucit. Eu cred că este unul dintre cei mai buni eseiști francezi uh, din secolul 20 realmente, da? Și unuia mi se pare mai profund decât Cioran. Poate că nu scrie la fel de bine ca Cioran, dar Gustave Thibon mi se pare de o soliditate și de o profunzime mult mai mare. De altfel, Thibon a murit relativ recent, în 2001, bun, recent mă rog, pentru cineva care e născut la începutul secolului 20, a trăit aproape 100 de ani, da? cât un secol întreg, ea uh, e născut în 1903, moare în 2001 uh, și uh, e începuse deja să publice în anii 30. Mm -hmm. A prins multe evenimente Da, importante. a prins multe evenimente și, cum spuneam, săracul a fost complet dat la o parte de... Uh, Franța pretins inteligentă, franța intelectuală progresistă, comunizată da, din anii 50, 60, uh, 70. Nu vă grăbesc că și în ziua de astăzi ați văzut ce scora. <laughs> eh, da, dar, dar nu mai e la fel. Sigur că ne poate uh, îngrijora uh, un fel de uh, revival extremist uh, în, în mediile universitare. Da? Evident că da. Însă, totuși, nu se compară cu ce era în anii 50, 60, 70, când, dacă nu erai comunist, nu existai. Mă rog, puteai să mai fii, de asemenea, golist, dar asta te mai putea scăpa de uh, eventuale ostracizări. Uh, și Gustave Thibon e un om care, uh, în afara uh, universității, a construit o, o operă extraordinară o operă creștină, filozofică, teologică, și Crăiuțul a avut inteligența și curajul să-l traducă în anii 90. Știu că l-a și vizitat pe Tibon, prin 91-92 s-a dus să-l viziteze la el la țară, stătea undeva în Ardeș, și Crăiuțul s-a dus să-l viziteze asta înainte ca Crăiuțul să devină uh, marele apologet al moderației. Uh, pentru că Gustav Thibon, sigur, într-un anume sens, era un moderat, uh, dar ideologic uh, este mai degrabă conservator, uh, tradiționalist, chiar aș spune, uh, un critic al modernității. Uh, adică, dacă e să facem uh, Uh, mă rog, distinții între nuanțe ideologice, cred că Gustav Thibon e mai la dreapta decât uh, Tocqueville uh, sau uh, Raymond Aron, uh, pe care... E, dar altfel Tocqueville cred că e revendicat unor și de, bine, în special de dreapta, dar și de uh, stânga. Pentru da. că e un autor foarte complex. Categoric. Abordează multe teme. Evident că da. Uh, dar hai să luăm pe Raymond Aron, da, uh -huh. despre care uh, Crăiuțu vorbește în elogiu moderației. Și bine face, pentru că Raymond Aron a fost un tip formidabil. Uh, însă, sigur că dacă îl compari pe Gustave Thibon cu Raymond Aron, Raymond Aron e un liberal, uh, un liberal cu elemente conservatoare, uh, însă uh, Thibon e mai degrabă un conservator cu elemente liberale. Uh, și este un gânditor în mod explicit catolic. Uh, pe când la Raymond Aron nu avem Nicio dimensione religiosa. Uh, mai avem ceva de discutat despre lojul moderației? Uh, eu aș recomanda totuși în mod special această carte a lui Gustave Thibon, da? uh, celor uh, care ne ascultă, este o bijuterie. Uh, fiind uh, și dialoguri, este foarte accesibilă, foarte plăcută și o bună introducere uh, în uh, gândirea acestui personaj singular, repet, în uh, istoria intelectuală a Franței în secolul 20. Elogiul moderației este Aurelian Crăiuțu din ultimii ani, da, după ce și-a susținut teza de doctorat strălucită despre François Guizot la Princeton University. Uh, Aurelian Crăiuțu uh, e profesor uh, la Indiana University, Ca la Bloomington. Ca și predanul Da, bă, nu știu dacă a ținut un curs la noi. Am avut o metopă, dar mă tot ah. rog de el să țină un curs. Și e genul ăsta american care trebuie să prevadă totul cu nu știu câte luni înainte, că uh, vai de mine, nu știu ce se întâmplă. În fine, și sper că până la urmă să-l avem... Să da. E normal se mai pierde din spontaneitatea dâmbovițeană. În plus, el e bucovinean, el e din Suceava, da? E. Da, poate că asta explică sensibilitatea față de Gustave Tibon. Da? Aurelian Căiuțu provine din această zonă atât de bogată în tradiții din România, a fost foarte apropiat de Mihai Șora până când a fost eliminat din anturajul lui Mihail Șora, din păcate, ca și alții. Și cartea numită Elogiu Moderației este o carte foarte ambițioasă, da? pentru că propune o adevărată filozofie a moderației. Da? Arată de ce moderația, de fapt, este o virtute politică destul de rară. Și foarte greu de uh, atins. Uh, da, Este o uh, carte în care uh, o ia cu anticii, evident, Platon și Aristotel. Mm -hmm. uh, la Aristotel, moderația este însăși definiția virtuții. Da. Da? Deci, Aristotel e inconturnabil. E unul l-aș fi adăugat în mod special pe Solon. Uh, nu numai pentru că stăm pe strada Solon, geamul ăla de acolo dă pe strada Solon, acum a Silvestru, dar uh -huh. pe vremuri se chema strada Solon. Uh, și uh, Solon este, aș zice, uh, patriarhul uh, moderației. Da? Solon care spunea nimic în exces, totul cu moderație. În ultimă instanță, toată filozofia politică și morală a lui Aristotel este o elaborare pornind de la Solon. Apoi, e o temă foarte importantă în cartea lui Crăiuțu și anume tema prudenței. Pentru că prudența este absolut esențială Bonesis. la Aristotel. Exact. În Cartea VI a, a Eticii Nicomahice, Aristotel prezintă o teorie a prudenței, a fronesis, a înțelepciunii practice. Și uh, 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 Crăiuțul ne arată cum uh, prudența este regândită în epoca modernă, uh, de Machiavelli, de pildă, de Guicciardini, foarte important că scrie despre uh, Guicciardini, care e mai puțin, uh, mai puțin cunoscut cunoște. decât Machiavelli. Noi mm -hmm. am avut o dezbatere la Casa Faliologul între mine și Răzvan Ioan. Machiavelli versus Guicciardini da? și eu am argumentat în favoarea lui Guicciardini spunând că sigur Machiavelli este de bază, dar pentru studii avansate trebuie citit uh, Guicciardini. Și de asemenea un autor care îmi place din totdeauna de când l-am citit în adolescență și anume uh, Baltazar Grasian. Da? Deci avem uh, în cartea lui uh, Crăiuțu, pe lângă evidenta și necesara Referință la uh, Antichitate, Platon, Aristotel, dar am putea adăuga pe Cicero, de pildă, da? mm. uh, de oficii, e tot o carte despre moderație uh, sau uh, ce spune uh, Cicero în uh, 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 cartea despre Republică, uh, de asemenea, Plutarch putea fi invocat și el aici. Bun, nu, nu e o critică, uh, e vorba de. Uh, o carte care are coerența ei, n avea cum să fie exhaustivă. Dar uh, privind moderația în antichitate, eu aș mai adăuga o serie întreagă de uh, autori. Și apoi continuă cu. Cu marii părinței liberalismului uh, modern, Montesquieu, evident. Hmm. Foarte mult mi-a plăcut uh, capitolul despre The Federalist Papers mm -hmm, da. uh, pentru că e, din păcate, ceva mai puțin cunoscut în uh, România. Uh, e o carte fundamentală da? uh, despre Constituția uh, Statelor Unite. Acum, între noi fie vorba și Montesquieu este, de fapt, puțin cunoscut cu adevărat. Da? Este redus la teoria separării puterilor și cam atât. Câtă lume stă să citească le spri de lua. Uh -huh. Uite, trebuie să despre facem un curs, trebuie neapărat să-l puneți în program. Vreau să fac un curs despre Spiritul Legilor, că este o carte fundamentală de filozofie. A, aici politică. e și o problemă de accesibilitate a lecturii, pentru că cred că a fost tradus. E tradus, a... da. Cu foarte mult timp, dar e foarte greu de găsit. Eu cel puțin da, știu și că am încercat să o caut dacă și... Tot vorbim de edituri mici și mari. Să le fie rușine marilor editori că nu reeditează clasici, uh -huh. pe motivul că nu se vinde, că nu se caută, dar e vorba de lene, pur și simplu de incapacitatea de a face pedagogia necesară pe care noi o facem. Iar eu am impresia că. Unele reeditări din ultima vreme se explică prin ce facem noi la Casa paleologu. Monteni, Herodot, slavă Domnului că o editură importantă s-a apucat să le publice. Dar revenind la cartea lui Crăiuțu, sigur, Burke și critica exceselor revoluționare ocupă un capitol inconturnabil, dar ce e esențial este, cred eu, capitolul despre François Guizot. Pentru că ăsta este autorul despre care uh, Căriuțu și-a făcut teza de doctorat, e doctor în Ghizo, e uh, unul dintre cei mai buni specialiști uh, din lume pe uh, tema Ghizo. Uh, și, uh, sigur, Tocqueville, uh, Montesquieu, uh, Burke, uh, fără a mai vorbi de Machiavelli, Platon și Aristotel, sunt autori de care a auzit toată lumea. Însă, Ghizou e foarte puțin cunoscut. Dar trebuie să fac o mică paranteză aici: că am avut în urmă cu câteva săptămâni, în curte la Metoc, aici, o ceainărie din cartier, un curs despre farfuridii. Am ținut un curs despre filozofia lui Farfuridii, sau mai exact despre Farfuridii ca filozof și om de acțiune. Și spuneam în esență că sigur, Farfuridii este o caricatură, dar este o caricatură după modele care în sine nu sunt deloc ridicole. Și Farfuridii, în fond, este un moderat. Cartea lui Crăiuțu ar trebui dedicată lui Farfuridi sau ar trebui să fie, să o completeze printr-un elogiu al lui Farfuridi poate că o să fac eu asta da? un fel de anexă la uh, cartea lui Crăiuțu, pentru că pe lângă Platon, Aristotel, Montesquieu, Burke, uh, Halifax, Tocqueville, Guizot, Raymond Aron, trebuie să figureze musai și farfuridii al nostru. Nu se poate. Pentru că ce spune farfuridii? Nici prea prea, nici foarte foarte. Să avem grijă să nu cădem la extremitate. Adică exact uh, moderația lui uh, Aurelian Crăiuțu. <laughs> uh, cu ce continuăm? Uh, cred că Sau mai, mai avem ceva de uh, Nu, am atins cam tot ce era important uh, în legătură cu cartea lui Cărțu, care este minunată. da Și mă bucur tare mult că a apărut. Cred că e vorba de o reeditare, că mai uh, a apărut da, la Polirom. La Polirom. Uh, așa cum și uh, cartea de Tibon, mă rog, Dialogurile cu Tibon, uh, este o reeditare, dar este o reeditare a unei cărți apărute în anii uh, 90. Deci, oricum, cărțile... Uh, Scoase la izura Spandugino sunt absolut fascinante. Ca material, sunt cartonate. Da, sunt calitative. foarte plăcute, da. Și nu sunt îmbăxite, sunt plăcute la lectură, într-adevăr. Hai să spunem două cuvinte despre prietenul nostru Cazaban, de fapt despre prietenii noștri, Care despre lector. lectorii noștri, Cazaban și Baconski. Pentru că asta ne leagă, de fapt, de Spandugino, faptul că. Doi dintre lectorii noștri nu? Uh -huh. sunt autori uh, Spandugino. Uh, și uite, Bakonski are dreptul la o consacrare în viață, e un fel de pleiadă. Uh, da, e o, o pleiadă în mai multe volume. Eu am aici doar volumul 3 uh, din uh, scrierile uh, lui Baconschi. Uh, și, de pildă, avem aici Micul al al Marilor Oameni. Sunteți acolo printre. Uh, e vorba de tata, evident, ah. când apare o carte de genul ăsta, te uiți după numele propriu. Uh, e o carte foarte simpatică, în care evocă tot felul de întâlniri, tot felul de persoane pe care le-a cunoscut. Uh, e un, uh, cum să spun, o, o colecție de portrete. Uh, foarte frumoase, uneori, spun drept, aș fi fost mai sever decât Bakonski în, în privința anumitor persoane, dar Bakonski este un om generos, e un om cum se cade, nu e ranchionos și uneori trece peste mici mizerii pe care i-au făcut chiar unii evocați de el și știu asta, dar e spre lauda lui, dacă nu nu ține ranchiună și că trece peste da? și avem un, tot felul de portrete, da? de la Băsescu, Pleșu, Licianu, mă rog, marele istoric de artă Victor Stoichiță, Patriarhul Daniel, uite, Alexandru Paleologu tocmai acum a am dat de cele trei pagini despre tata, foarte frumoase. Despre tata, să vreau să evoc un lucru amuzant în legătură cu Baconski, și anume, tata a ținut foarte mult să fie prezent la susținerea tezei de doctorat al lui Baconski în mm -hmm. 95, dacă nu mă înșel. Însă, în noaptea de dinaintea susținerii tezei, a avut o teribilă sângerare din nas, o hemoragie nazală, dar cruntă, nu știu, nu s-a mai oprit. Uh, probabil a fost un efect al hipertensiunii, fusese înainte la regele Mihai la Versoa, poate era uh, obosit, nu știu, vorba e că a sângerat timp de câteva ore, n-am mai văzut așa ceva. A doua zi dimineața era terminat, era livid la față, uh, și noi toți i-am spus să stea acasă, să ce să mai vină la susținerea tezei? Că o susținere de teză în Franța durează 5 ore. Uh, și nu și nu, că el vrea să fie acolo, să susțină un tânăr valoros. Uh, asta e foarte interesant pentru că e vorba de marea generozitate a lui Tata față de cei mai tineri. Uh, și, din păcate, uh, văd la oameni care au îmbătrânit între timp că n-au aceeași generozitate uh, și degeaba l-au cunoscut pe tata, degeaba l-au cunoscut pe noi ca sau pe Steinhardt, uh, au devenit unii dintre ei niște bătrâni râncezi și ranchiunoși și veninoși. Uh, ori uh, nu știa toată povestea asta și mai cu seamă neavând ochii la ceafă, nu vedea că tata se lupta din răsputeri să rămână treaz și să urmărească deci, totuși și a meritat susținerea. în cartea... Da, de cred că a și a țipit din când în când, sau în orice caz mai avea momente așa de slăbiciune. Însă, după uh, susținere, cine-i făcea cele mai complete comentarii, analize și uh, co uh, complimente? Tata, evident. Uh, și cred că a contat uh, pentru Bakonski, mă rog, faptul că a vrut neapărat tata să fie prezent uh, la susținerea tezei lui. Dar de, cred că ce e de reținut aici este... Că arta de a îmbătrâni frumos constă într-o anumită generozitate față de cei mai uh, tineri. Mă rog, să-mi atrageți atenția mai târziu, dacă cumva mă îndepărtez. Uh, cred că trebuie să facem încă o pauză publicitară, și apoi revenim pentru final. Găsește stilul preferat pe Zalando. Cu peste 1700 de branduri și 100 de zile de retur gratuit, descoperă gama extinsă de articole și trenduri. Intră pe Zalando.ro și descarcă aplicația Zalando chiar azi. Festivalul Rock Another World, devenit deja tradiție, are loc la Iași între 23 și 26 iunie. Patru zile de muzică live, muzică electronică, dezbateri, silent disco și activități creative vor da frâu liber spiritului curios și diferit alături de Novel vag. Zdob și zdob, alternosfera, șuie paparude, om la lună, Mădălina Pavel Live Orchestra, Golan, Pricu, Gorje și Mihai Popoviciu. Be curious, be different, be for others. Let's rock another world again și abonamente pe rockanotherworld.com Cântat de Radio, Radio Rondul de noapte, cel mai nou film al regizorului Iosif Demian, se vede în cinematografe din 17 iunie. O piesă, un oraș, un regizor. O noapte în care actorii se întâlnesc cu situații care sfidează orice convenție. Nu, așa poți știe când -a fost un lanț misterios de întâmplări va decide destinele personajelor interpretate de Matrai Laslo, Ilinca Hărnuț, Toma Cuzin, Manuela Hărăbor, Bogdan Jolt și Ada Condescu. Nu împinge fiecare zi un om de Un film produs de Mandragora, văzut de Radio Guerilla. Cum te faci remarcat în vara aceasta? Vin în Buzz Sneaker Station și îți alegi outfitul urban preferat dintre mii de articole de încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii pe toate stilurile. Retro, clasic sau actual, toate super fresh. Lasă-te inspirat de oferta noastră în magazine sau pe buzzsneakers.ro și bucură-te de reducerile de vară de până la 40%. Buzz. Be epic. Wear sneakers. Ediția de iunie a revistei Psihologii deschide sezonul de vară cu un dosar special dedicat educației. Idei de vacanță cu copiii, sfaturi proaspete de parenting, nutriție, frumusețe și îngrijirea pielii, psihologia stilului. Afli povestea antreprenoarei Nicoleta Munteanu, fondatoarea Kids in Business și îți provoci mintea cu întrebarea existențială cine ești tu cu adevărat. Îți faci inițierea în terapia iertării, îți descoperi harta personală al muza și afli care este legătura dintre personalitate și amprenta astrală. Revista Psihologii de iunie, acum la in Imedio și Express din toată țara și în magazinele Cora din București. Citită de Radio Guerilla. Goethe Institut prezintă expoziția fotodocumentară Noi Doi, Wir zwei portrete româno-germane, ce reunește 30 de povești de prietenie autentice ale unor cupluri româno-germane. Artiști, politicieni, persoane influente sau cupluri căsătorite își declară în cadrul proiectului propriile relații pentru care toate activitățile înseamnă provocări, coincidențe, colaborări, intrigi sau chiar iubire. Expoziția este o invitație în lumea prieteniei și poate fi vizitată din 23 iunie până pe 21 iulie la 2 pe 3 Galeria. Detalii pe site-ul Göte Institut. Plăcută de Radio Gherila. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit împreună cu Joshua Pandele pentru încă câteva minute la final de emisiune. Rapid să nu uităm cartea lui Cazaban, despre care a și ținut un curs la noi, inteligența inimii. Um, da. E foarte frumoasă cartea, dar mie cursul mi-a plăcut în mod special Deci cine vrea să aprofundeze gândirea lui Bogdan Tătaru Cazaban să vină la cursurile lui de la noi De altfel ne-a spus ceva foarte important Că unele dintre cărțile lui din ultima vreme sunt uh, rezultate ale cursurilor da, da. ținute la noi Place foarte mult, un, un compliment extraordinar Bun și ultima carte. Asta e cea mai tare, de fapt o așteptați de mult da, pe asta. Da, asta e preferata mea și <laughs> cred că e mai degrabă un cărțoi pentru că e... E o cărămidă. E imensă. Filosofia nevumediu de Etienne Gilson. 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 Așa cum îi spune și titlul, o scurtă istorie, de scurtă, atât cât se poate Uh, scurtă, lungă istorie. De da, eu filozofie. Mă, mă mir că au avut curajul să scoată așa ceva și trebuie să-i felicit uh -huh. pe cei de la Editura 3. Uh, este formidabil. De asemenea, de pildă, mi se pare formidabil că editura vremea a scos Memoriile lui Chateaubriand și trebuie să facem neapărat o emisiune și despre această carte formidabilă. Dar e foarte curajos să scoți așa ceva pentru că e Dita mai cărțoia. Uh, și trebuie spus că Gilson este o imensă figură a uh, istoriei filozofiei. Uh, este un uh, mare specialist uh, în filozofie medievală, filozof catolic el însuși, uh, tomist. Uh, are cărți uh, monumentale da? despre monografii, despre uh, autorii de acolo sau unii dintre autorii de acolo. Și asta este o sinteză, vorba dumneavoastră, pe scurt cum ar veni, dar e totuși o cărămidă. Și cred că e bine să spuneți și numele traducătoarei, pentru că cine traduce așa ceva nu trebuie să treacă. Da, Ileana Astănescu. Da, Felicită. nu o cunosc pe doamna Stănescu, dar mi se pare formidabil. Dacă a tradus așa ceva, da, e o carte imensă și extrem de importantă da? pentru uh, cunoașterea filozofiei în așa zisele întunecate da, epoci. Da? Evul Mediu întunecat, de fapt, era foarte luminos. Uh, este uh, o epocă, mă rog, în primul rând, Evul Mediu nu e o epocă unitară. Mm -hmm. uh, Etienne Gilson folosește în titlu termenul de moaienaj de Ev Mediu, dar termenul însuși de Ev Mediu este criticabil și nu prea rezistă... Da, tocmai termenul transmite ceva negativ. Mă rog, ceva aproximativ Sau mai degrabă. Ceva fără personalitate? Ap ceva între. Uh -huh. Da? La mijloc. E epoca de la mijloc. Dar intermediarul ăsta ocupă o Umie mie de ani. De ani. Uh, și e foarte divers. Adică nu se compară uh, Bizanțul din secolul VIII cu nu știu ce uh, zona Angliei din alt secol. Da? Adică e, e o noțiune foarte uh, aproximativă, uh, mai cu seamă. Uh -huh. uh, Mi se pare interesant că începe în primul rând cu uh, sinteza aceasta dintre cultura greacă și creștinism. Și Evident. Adică secolele 2-3 și a, bine, aici vorbim de antichitatea târzie și abia apoi intră în filosofia. Normal, e firesc lucrul asta pentru că atunci sunt puse bazele a ceea ce uh, poate fi numit filozofie uh, medievală. Da? Este vorba de reinterpretarea uh, platonismului, a aristotelismului, a stoicismului dintr-o perspectivă Creștină, da, Este o sinteză uh, formidabilă pe care au operat-o mari gânditori uh, creștini. Uh, însă acum, uneori această sinteză e mai mult decât doar o sinteză. Da? Uh, mă gândesc la uh, cărțile lui Dionisie Areopagit, mă rog, pseudo Dionisie, despre ierarhiile, despre ierarhiile divine, despre numele uh, lui Dumnezeu, teologia apofatică. Uh, sigur că el utilizează uh, instrumentariul uh, terminologiei uh, platonice, mai exact neoplatonice. Dar ce face el e de fapt diferit de uh, teologia uh, platonică în sensul strict al cuvântului. Da? Este, fo se folosește de instrumentele gândirii neoplatonice pentru a propune de fapt ceva uh, foarte diferit. Da? Experiența mistică la pseudodionisie nu e chiar același lucru cu experiența mistică la plotin, de pildă. Da? Dar... Uh, dar lăs, lăsând astea la o parte, e foarte mult despre scolastică, mm -hmm. foarte mult despre Toma de Arvino, despre Bonaventura, despre augustinism, augustinism versus tomism, da? este o sinteză formidabilă. Și e foarte interesant că abordează și, spre exemplu, filozofia arabă, care e de o importanță foarte mare, mai ales și prin influența pe care a exercitat-o asupra filozofiei occidentale. Da, mai sigur că da. Asta era de, mă rog, notorietate da, și, și în vremea lui, dar rolul uh, unor învățați musulmani în trans, transmiterea aristotelismului. Dar, cum spuneam și mai înainte, totuși, Calea Regală e Bizanțul și pentru Aristotel, uh, nu mm -hmm. doar pentru restul uh, culturii uh, grecești. Dar, evident, că referirea la filozofia arabă este esențială. Acum, trebuie spus că Etienne Gilson are continuatori. Mă gândesc în mod special la. cum îl cheamă? Brag, Remi Brag. Și mă bucur că au fost traduse cărți de Remi Brag și în românește. Este un filozof foarte interesant, original. Era profesor la Sorbona când eram și eu pe acolo, și aș zice că de când e la pensie, e și mai fertil. Și Remi Brac de pildă, era foarte cunoscător în materie de filozofia arabă. Eu trebuie să mărturisesc incompetența și ignoranța în materie. Am mai auzit eu de la unii câte. Deci am avut cursul cu Alin, Alin Suciu, da, ne-a ținut un Fumărescu. curs magistral, într-adevăr. Uh, da, mai mult de atâta, eu nu pot să spun că știu. Uh, mă interesează în mod special celelalte părți ale cărții lui Gilson despre uh, filozofia uh, catolică, despre relația dintre filozofie și teologie. Și acestea fiind zise, cred că trebuie să ne oprim și să dăm întâlnire ascultătorilor noștri săptămâna viitoare, tot așa, la Metope.